Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Mă bucur să ne reîntâlnim din nou, să discutăm despre problemele noastre comune ale județului. Și o să încep cu așa o concluzie nu foarte veselă din punctul meu de vedere, în sensul că fac din nou apel la ceea ce s-ar numi și trebuie să se numească dialog. Nu știu ce înțeleg unii din cei care se consideră aleșii națiunii, aleșii locale, aleșii județeni, dar acest dialog clamat întotdeauna este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Caz concret, în această seară am invitat aici, în afară de cel care este în platou, pe un domn, de fapt pe doi domni din conducerea primăriei Balcani, domnul Luca, domnul Vasile Luca și domnul Vasile Heisu, primarul și respectiv viceprimarul comunei Balcani. Mail, mesaj, telefoane, promisiuni că vom discuta, apoi n-au mai răspuns la telefon. Nu propuneam decât un dialog între cei care conduc primăria de, am înțeles, ceva timp și opoziție. Bun, sper ca măcar în al 12-lea ceas, adică iată este ora 19, îi așteptăm această seară pe, să ne sune, o să-i contactăm și noi, pe cei doi edili, primarul și viceprimarul, pentru a discuta efectiv lucruri banale de simplu. Dom'le, ce în comună? Dacă cel pe care l-am aici în stânga mea are o viziune, poate critică, cu siguranță critică, așa, de regulă trebuie să fie opoziția în orice localitate, cu siguranță că cel care conduce o comună are altceva de spus sau are argumentele și fere să le aibă. E greu să concluzionez rotund în momentul în care cineva îți refuză dialogul. Și atunci am și eu întrebările mele. De ce? De teamă? Rușine? Nu știe să se exprime? Ceva îmi scapă. Noi avem toți nevoie de dialog. Nu, repet, cred că am mai zis-o, nu ia nimeni capul nimănui. Nu suntem procurori, nu suntem instanții, nu suntem. Deși uneori presa poate și are rolul ăsta în afară de formare, uneori da, emite judecăți de valoare, mai mult sau mai puțin obiective. Noi sperăm obiective, dar putem să ne și înșelăm. Dar tocmai de aceea vrem concursul dumneavoastră. Pentru că dacă nu depășim chestia aceasta din bula partinică, nu vom reuși să avem dialog. Eu știu, de ce să mă duc, de ce să am 800 de voturi într-o comună, e suficient. Sunt primari care câștigă și cu 150-170 de voturi, da? Dar nu e asta totul, domnule, dar mai ales dacă ai 3-4 mandate, vino, domnule, și luptă-te, în ghilimele, confruntă-te, e o dezbatere de idei, e un dialog. Și nu e vorba de campanie, pentru că nu știe nimeni. Deja, bun, când iunie vor fi comasate, oficial nu se știe, nu vorbim de campanie, vorbim de un dialog pe care trebuie să-l avem în campanie, în afara campanie, înainte, după și așa mai departe. Pentru că viața nu e doar într-o campanie sau într-un an electoral, deși avem senzația că doar acolo se întâmplă. Din punctul meu de vedere, nu, chiar pot să mă lipsesc, nu mă interesează campania și nu trăim doar o dată la 4 ani. După vreo 28 de ani de presă, cam nu prea mai vezi așa, vai, extraordinar să aștepți de la o campanie, nu știu ce schimbări, dar ne le dorim cu siguranță întotdeauna și speranța mare ultimă. Bun, domnul Vasile Luca, știu că ne priviți. Domnul Vasile Căheisu, cu care am descoperit că am fost și colegi de armată la parașutiști. Sper că nu mă înșeală fotografia, chiar dacă v-ați mai rotunjit ca și mine de altfel. Dar iată, măcar că am fost camarad de arme, putem avea dialog. Da, măcar să ne amintim de... Știți cum e aia, pe vremea când am făcut eu armata... Bun, acestea fiind spuse, vi-l prezint pe invitatul din acest... cel care a acceptat să fie prezent... domnul consilier local PNL Balcani, domnul Ciprian Barna. Bună seara și bine ați venit, domnule Barna! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte frumos pentru invitație și un salut pentru toată lumea care ne urmărește în acest moment și care ne vor urmări mâine, poimine, răspoimine și așa mai departe. Corect. Da, domnule Barna, comuna Balcani
Mărturisesc, n-am fost niciodată în Comuna Balcani, știu despre ea, e o zonă mai spre munte, frumoasă acolo, e și mai departe de Bacău, ce-i drept, da. 60 ceva de kilometri. Depinde în care zonă te duci, că ai și 70 dacă te duci în schită. Dar mănânci o pâine până acolo, a? Cam mănânci o pâine. Liniștit. Da? Liniștit. Da, mie îmi plac oamenii din zonele astea de podiș, de munte, adică așa o... structura așa parcă... E o zonă foarte frumoasă, exact cum a spus, înspre zona Moinești-Comănești, o comună mare, din ce știu eu, în primele 10 din județul Bacău, 7.000 și ceva de locuitori, care, din păcate, cum a spus dumneavoastră, e condusă de niște oameni care refuză dialogul. Deci, de ce refuză dialogul? De ce credeți că refuză dialogul? N-aș putea să vă spun. Probabil din lașitate. Da. Probabil. Probabil din lașitate. Dar spuneți-mi dumneavoastră, de ce comuna aceasta, am văzut că ați publicat pe pagina noastră o chestiune astăzi, după amiază, care suna ceva în felul următor, că e o comună cam încremenit, așa, a rămas fără proiecte sau, mă rog, nu e dezvoltată la potențialul pe care l-ar merita oamenii de acolo. Păi, care sunt argumentele noastre? Știți cum se pune problema? Eu mă consider tânăr, am 40 de ani și fac parte din Consiliul Local din 2016. Tot timpul am militat pentru o întinerire a echipei în Consiliul Local, pentru că acolo există o atmosferă din asta, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme în introducere, de lehamite. Lasă-mă ca să te las. Merge treaba așa, e bine așa. Adică majoritatea consilierilor locali, inclusiv edilii, au doar un interes financiar. Consiliul Local se comportă așa ca niște soldăței care sunt prezenți la vot și cred că suntem... Eu am scris încremeniți sau uitați, cineva mi-a scris un comentariu că suntem abandonați. Mai grav. Cred că suntem abandonați pentru că s-a pierdut instanța aia morală. Știți că în psihologie, în psihanaliza pe care Freud încerca să o facă cunoscut acum 100 de ani, spunea că există o voce interioară care ne spune tot timpul că greșim, că nu e bine să mințim, că nu e bine să te ascunzi. S-a pierdut această instanță morală și se văd doar interesele financiare. Și în Consiliul Local mie mereu mi se pune pumnul în gură, apropo de ce a spus dumneavoastră, de dialog. Păi eu mă duc în Consiliul Local încercând să-mi fac datoria față de sutele de oameni care m-au trimis acolo prin votul lor. Nu înțeleg de ce se feresc restul, mai ales edilii care reprezintă comuna până la urmă. De ce se feresc? De ce refuză dialogul? Și întotdeauna când ai ceva de comentat, un dialog de purtat, sunt... cum să spun, o iau personal. Dacă eu nu sunt de acord cu tine, nu înseamnă că sunt împotriva ta. Ei, uite, ați atins-o, lasă-mă refeream într-adevăr și în introducere, dar dialogul nu presupune neapărat că la ții dușman ad hominem, exact. Adică împotriva persoanei. Poate împotriva unei idei care șchioapătă, poate fi perfecționată. Eu și asta vreau să aduc aici la masa dialogului. Asta e, rămân în secolul 20, scuzați-mă, dumneata ești profesor, de câte am înțeles, la bază, da? Da. Ce ați predat? Franceză și engleză. Câți ani ați predat? Puțin, vreo 2 ani și ceva. De ce doar 2 ani? Pentru că sistemul de învățământ nu mi-a asigurat financiar traiul în România. Asta înseamnă că e ceva timp, că acum s-au schimbat atele probleme. Acum profesorii ce am predat, am prins perioada din 2012, când s-au tăiat salariile și rămâneam în mână cu vreo 800 de lei. Wow. Profesor titular la liceu. Profesor titular de liceu, da. Da. Unde ați predat? La Spiru Haret, la Moinești. Spiru Haret, am crezut, la universitate, la liceu din Moinești. Am înțeles. Și am plecat din învățământ pentru că nu reușeam să-mi asigur un trai. Și am luat calea străinătății. Înțelegeți? Și
întorcându-mă după câțiva ani, am constatat că în Comuna Balcan toate stagnează. Nimic nu se schimbă. Noi în 2024 nu avem canalizare, nu avem apă, nu avem trotuare, nu avem mai nimic. Nu avem gaze și administrația actuală locală se laudă că e bine așa. Pentru ei totul e normal. Înțelegeți? După 24 de ani, eu cred că administrația actuală a demonstrat ceea ce poate să facă. Adică vorbim... 20, de ce ziceți 24 de ani? Păi vă spun 24 de ani pentru că avem în felul următor. Echipa, Luca... Da, o secundă, da. Insist, o secundă, mă scuzați. Insist din nou, dacă sunteți, ne puteți contacta, o să fiți contactați, da, domnilor. Deci o să fac precizarea asta până o să vă plictisiți, să zic așa, în ghilimele. Nu-mi propun decât să discut despre proiectele comune, da? Haideți să vedem. N-aveți canalizare, zice eu. Eu le iau pe rând așa. Vreau, aveți sau nu aveți canalizare? Să spună cei din comună, cei care au cunosc, care au rude, care poate nu locuiesc în comună, plecați în străinătate, da? Poate cei care sunt de anumită vârstă nu mai au viziunea dialogului, să zicem. Dar voi ăștia tineri, nu? Probabil că, sper că vă pasă. Da, domnul, revenim domnule Luca. Domnule Luca, auzi, aș vrea, da, sigur, domnul Luca, sper să fie de bun augur să ne audă. Domnule Barna, a spus dumneavoastră că în 24 de ani, deci a fost această o echipă. Vă explic exprimarea. Hai. 24 de ani pentru că în anul 2000 s-au câștigat alegerile în Comuna Balcan de către PSD, primar Vasile Rață, viceprimar Vasile Luca. A, actualul primar. Exact, demnitari. Și din 2000 până în 2014, când domnul Rață a fost săltat din funcție de ani într-un conflict din cauza unui conflict de interese pentru că și-a angajat fata în primărie, a intrat interimar un an de zile domnul Luca și a rămas primar până în zilele noastre. Înțelegeți? Și acolo este aceeași echipă de 24 de ani. Că s-a schimbat măria, nu prea contează, că e aceeași pălărie. Da, da. Înțelegeți? Și cred că în 24 de ani a demonstrat ceea ce poate să facă. Au fost primar, viceprimar la Balcani, Consiliul Județean la Bacău, majoritate în Consiliul Local Balcani, nu înțeleg cine i-a oprit să facă ce au dorit. Înțelegeți? Pentru ei totul este normal și tot timpul au ca argument că nici în jurul nostru comunele nu au. Puftim, nu, stop cadru. Că nici în jurul, da. care nu au? Păi ei așa spun, că nimeni nu are canalizare, că nimeni nu are apă, ce că nimeni nu are gaz. Pârjol, ce mai e pe acolo? Pârjol, Tazlău, Solonț. Comuna Tazlău, de exemplu, are și apă, acum lucrează la canalizare, da, gaze au de pe timpul lui Ceaușescu, Pârjolul la fel are niște incredibil proiecte incredibil care depășesc Comuna Balcani. Noi așteptăm după un proiect POIM, cred că știți proiectul ăsta POIM, care în momentul de a am auzit câte ceva. Așa, se află 5% implementare la nivel de județ. E un proiect de aproximativ 500 de milioane de euro, la care participă 42 de localități. Și în 3 ani de zile au reușit performanța de a ajunge la 5% implementare. Până ajung la Balcani, cred că suntem oale și ulcele, dacă merge în ritmul ăsta. Dar am plătit de ani de zile cotizații pentru salariile și beneficiile celor de la CRAB și ADIB, asociația asta de dezvoltare intercomunitară Bacău, dar beneficii nu avem deocamdată, doar plătim. Bun, dar asta se înțeleg că e vina exclusivă a primarului, da? Păi, nu știu a cui este. Dar bănuiesc că primarul putea să se zbată un pic, să facă, să dea din coate, să aducă alte proiecte, să aibă un interes pentru a schimba lucrurile în comunitate. Pentru că în Consiliul Local, acolo e o atmosferă așa, parcă am avea o discuție la cafea, unde primarul dictează, consilierii votează ceea ce vrea primarul,
Eu de-aia și filmez ședințele astea de Consiliu Local, pentru a arăta oamenilor ce se întâmplă în ședințele de Consiliu Local. E vorba de transparență, că dacă nu avem transparență, atunci cum putem să ținem legătura cu cetățenii? Eu cred că am fost primul, sau printre primii consilieri din județul Bacău, care am început să fac live din ședințele de Consiliu Local. Și toată lumea în ședințele de Consiliu Local Balcani era împotrivă. Inclusiv primarul, care are adesea accese din astea de a se erija în președinte de ședință, care nu e atributul lui în cadrul ședințelor de Consiliu Local, dar el conduce ședința. Da, o precizare, scuze. Vă întreb din nou pentru două secunde. Tocmai a fost contactat, a sunat domnul Luca și domnul Heisoare. Domnul Luca nu răspunde, domnul Heisoare telefonul închis de azi dimineață. Probabil a aflat că va fi sunat sau nu știu. Dar mi se pare o prevedere fără sens, pentru că, repet, haideți să vedem de ce, dacă omul ăsta de aici de față, domn profesor Barna, are dreptate sau nu. Sau de ce doar atât s-a putut face în 24 de ani? Au mai fost cazuri în județ în care 20 de ani, ziceam că va de Comuna Racova, nu s-a făcut absolut nimic în 20 de ani. Deci este îngrijorător și părerea mea este, poate mă înșel, dar este părerea mea că oamenii care nu fac nimic cu un mandat, hai, al doilea, nu vor performa niciodată și se mulțumesc într-adevăr cu o băltire. Dar poate... Dacă, poate e exagerare, vă rog. Dacă îmi permiteți, este o vorbă. Timpul nu schimbă omul, doar îți arată ce fel de om este. Da. Păi, apropo de ăștia 24 de ani, dacă facem așa o comparație, avem cele 7 minuni ale lumii, da? Păi dacă luăm câteva dintre ele, nici piramida lui Cheops n-a fost construită în 24 de ani, a durat 20 de ani, că faraonul a trăit vreo 23, a fost faraon vreo 23, 20 de ani a durat construirea piramidei lui Cheops, colosul din Rodos a durat 12 ani, farul din Alexandria, doamne, dar 20 de ani, o canalizare. La Balcan se face vreo minune din asta invizibilă, probabil, și nu o vedem. Domnul Barna, domnul Ciprian Barna, vă rog frumos să-mi spuneți. Deci, hai să o luăm așa. Canalizare avem, Orba. Facem exact ca în Caragiale. Doamne, la primărie este? Nu este. La școala de fete, canalizare, da? Nu este. Nu este, da? Aducțiune gaz. Nimic. Nic. Nici măcar proiect. Nici măcar proiect? Nu. Incredibil. Nu. Pujolul a zis care? Păi, au. Tazlău? Au. Au gaz de pe timpul lui Ceaușescu, cei din Tazlău. Bun. Norocoși, da. Așa. Spârjolonare de pe timpul lui Ceaușescu. Nu, dar au proiect măcar. Și din ce am înțeles eu, a fost o tentativă de a se uni cu Comuna Balcan, dar care a fost refuzată de conducerea Comunei Balcani. Da, aici ați atins un alt subiect pe care... Pentru că e mai ușor să faci, să implementezi un proiect mai mare, unde sunt unite mai multe comune. Dar dacă edilii noștri nu sunt interesați... Tendința este să formeze cât mai multe OAT-uri pentru a justifica salarii, a fi cât mai mulți angajați. Apropo, câți angajați are Primăria Balcanii? Aproape de maximum permis de lege, vreo 38 din ce știu. Wow! 38? 38 muncitori de toți, da? Da. Bine, acolo nu știu dacă e o problemă neapărat cu angajații primăriei, pentru că părerea mea este că angajații respectivi țin pe linia de plutire primăria. Primarul este cel care am impresia că e cam încurcă și nu prea îi lasă să-și facă treaba. Eu sunt convins că între angajații primăriei sunt oameni competenți și care vor să facă treaba, dar dacă șeful nu te lasă sau te ține așa corect, sub... Sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Bun, deci nu există nici măcar proiect. Dom'le, eu stau și mă întreb, dom'le, haideți, dom'le, să dialogăm. Cum să n-ai, dom'le, proiect în 24 de ani? Sau de când e domnul Luca? Că nu e de 24 de ani. El, ca primar, este din 2015. 2015? Da. Da. A asfaltat niște străzi și acum... 10-11 ani de acum. Da, acum a cumpărat, a achiziționat o mașină din asta basculabilă, mai are un proiect cu monitorizare video a comunei,
care va trebui să-l implementeze la mână. S-a fotografiat pe Facebook acum recent că s-a dus pe la București ca și cum în fișa postului îi scrie altceva decât să umble pentru interesul cetățeanului. Știți, el când își îndeplinește sarcinile din fișa postului se pozează pe Facebook. Da, asta e boala primarilor. Da, și cam atât. Proiecte de anvergură nu prea. Și străzile la care au... Ce numiți dumneavoastră în primul rând proiecte de anvergură? Ce ar fi? Și străzile intră aici? Păi, cu străzile avem o altă problemă. Așa. Sunt lucrări a la Dorel. Pentru că știți că cum se pune problema? Este exact ca și atunci când vrei să-ți faci o baie și pui gresia, pui faianța, pui tot ce trebuie pus într-o baie și când dai drumul la apă, ți-aduce aminte că ai uitat să pui țevile. Asfaltul ăla va trebui spart pentru că va veni canalizarea. Deci sunt făcute fără cap. Înțelegeți? Încă sunt sau deja s-a rezolvat problema? Adică le putem constata la fața locului? Păi sunt turnate deja, trebuie sparte, acușica, când va veni canalizarea. O, de bea așteptăm momentul, ca să zic așa, pentru că într-o țară de dorei, ce mai contează unul? Deci... Asta e la Balcani. Da. Bun. Bun, dar acum în comuna asta, care e n-are importanță la cealaltă etune, zic că e o comună frumoasă, așa cu din... Spuneam că am avut colegi de armată, povești, na, cu schitul frumoasă, cu astea, nu? Da. Tot la dumneavoastră acolo, da, nu? Da, în zona, și da. Schitul frumoasă, este tot... Bun. Există ceva lăudabil sau remarcabil cu care v-ați putea... Nu că acum ne-am putea lăuda în orice comună, nu mă refer la... monumente, edificii istorice sau alte chestiuni, pentru că asta e mai greu. Nu toți suntem nici la Cireșoaia, nu suntem nici la Mărăși-Mărășești, dar voiam să spun așa, de lucruri astea normale, domnule, există ceva pe care spun, domnule, asta îmi bucură inima că sunt din Balcani. O recomand și eu. Aveți ceva? Da. Ce? Oamenii. De calitate. Bun. Bun asta. Comuna arată cum arată și s-a dezvoltat strict prin truda oamenilor. Prin truda oamenilor, mai ales a celor plecați în străinătate, care au schimbat fața satului și care investesc în comuna natală prin infuzie de capital, stau și muncesc în afară, dar tot aici își cheltuiesc banii, pentru că aici le-s părinții, aici le sunt mormintele, aici le sunt rădăcinile. Oamenii sunt de cea mai bună calitate, doar că s-au lăsat mințiți și un pic manipulați. Și din păcate, mare parte din ei nu sunt acasă. Că din 7.000 aproape de locuitori ai comunei Balcani, 2.600-2.700 sunt acasă. 3.700 sunt plecați. Și domnul Luca mizează pe lucrul ăsta. Aha. Tocmai de aceea nu se dă peste cap pentru a scoate comuna din evul mediu. Eu așa îi spun, pentru că noi suntem în condiții de evul mediu. Deci dacă vorbim de utilități, ce sunt utilitățile? Apă, curent, canalizare, gaz, corect? Noi în afară de curent, care a fost introdus de pe timpul Ceaușescu din anii 70, nu avem nimic în comuna Balcani. Nici apă, nici canalizare. Și bănesc că nici agricultura nu vă dă afară din casă, că zona nu e pretabilă așa la cultură. Păi, nu prea este pentru agricultură. Deci, practic, oamenii au fost nevoiți să plece în străinătate, bine, nu doar din Balcan sau dintr-o zonă podis sau munte, din majoritatea localităților din județul Bacău și din Moldova, dar, vreau să spun așa, dom'le, e clar, dacă sunt plecați, aproape jumătate din sat sunt plecați, da? Așa. Păi, în satul ăsta înseamnă că, într-adevăr, au rămas cei de o anumită vârstă. Așa. Sau cei care, sub o formă sau alta, și asta e o caracteristică generală la multe primării, mai ales din zona aceasta a Moldovei, care sunt dependenți direct, fie de faptul că au salariu de la primărie, da, fie că primesc ajutoare sociale. Apropo, câți asistați sociali sunt în Comuna Balcani? 130 și ceva. 130. Acum, cred că n-are sens să întreb ce fac acei asistați, prestează, nu prestează? Majoritatea sunt scutiți de muncă. Din ce știu eu, sunt câțiva, foarte puțini care sunt prezenți pe teren cu muncă, pentru că sunt scutiți, au diferite probleme medicale. Nu le cunoaștem, nu ne intrăm în amănânt, nu spunem că nu fie așa. Problema este în felul următor, stimate domnule Barna. În momentul în care
sunt oamenii plecați și rămân cei, repede, de o anumită vârstă, care nu s-a spus că sunt manipulați, într-o comună în care din jumătatea, sau mai puțin de jumătate cât au rămas, votează iarăși probabil vreo jumătate, fac un calcul empiric. Nu să spuneți dacă e pe aici sau cumva. Câți votează? Câți au ieșit la vot? Hai ca să mă întorc. Cât au votat în 2016-2020 din cât la sută în procente? În jur de 2700-2800 de oameni. Deci nici 20% din listele electorale permanente. Foarte, extraordinar de puțin. De ce? Pentru că, repet, nu, stați puțin, mai mult de 20. Deci totalul e undeva la 2800, cât vine? Din 7000, vreo 40%. 37-40 pe acolo. Din 7000, din nu? Din 7000 n-are cum să vină. Sau cât din? Păi, nu știu 7000 exact. 7000 ar trebui să fie 3000. Eu sunt 3500. Franceză, cu matematica mai da, greu. 3000, nu. Pot fi din 25%, poate. Ceva? Dar n-ai cum. De genul ăsta. Hai să zicem o treime, da? Da. Cam o treime, dar totuși. Bun, pe această treime se joacă cam în toate localitățile. Dumneavoastră sunteți un exemplu foarte, foarte, un caz de studiu, să zic așa. Deci pe această treime se bat partidele, se duce un război pentru voturi. Repet, din această treime s-ar putea ca mulți să facă parte ori din asistența socială, ori dintr-o zonă care depinde de un primar. Nu de Luca acum, de domnul Luca. De orice primar mă refer. Asta este tristețea. Noi nu o să schimbăm niciodată în momentul în care calculul pragmatic, te înțeles până la un punct politic, efectiv, cinic, la un moment dat, exclude orice altă variantă, orice altă variantă de dezvoltare. Că dacă ar fi o dezvoltare, da, har Domnului, dacă ar fi o dezvoltare, fie domnule, se decide 300 de oameni și buni și se fac înțelepților și bătrânilor. Îmbătrânirea asta a populației se reflectă și în Consiliul Local, pentru că în Consiliul Local cred că sunt cel mai tânăr. Și nu mai sunt nici chiar la 27 de ani, știți? Adică 40 am 40. Am înțeles, da. Și asta se reflectă și în lipsa de viziune și adaptabilitate a actualei conduceri. Pentru că nu există proiecte care să atragă, să ajute familiile tinere, nu se discută de evenimente culturale pentru tineret, pentru copii, pentru nimic. Le-au luat 8 ani de zile aproape ca să facă funcțional un sistem de plată online. A trebuit să fac reclamație la prefectură că primăria Balcani nu vrea să se integreze în... să se actualizeze cu plata asta online a taxelor și impozitelor pe ghișeu.ro pentru că mă nebuneau mesajele cetățenilor din afară: Ciprian, nu pot plăti, trebuie să vin până în țară ca să plătesc taxele și impozitele la Balcani. Ați rezolvat dumneavoastră acest problem? Păi am tot bătut monedă în Consiliul Local până când au făcut demersurile necesare, că eu ca și consilier nu puteam, trebuia proiect de la ei făcut. Și au făcut demersurile și anul trecut chipurile s-a rezolvat problema. Deci, pe urmă, stați să vă arăt ceva foarte interesant. Ia, uitați dumneavoastră aici. Vedeți pe ce stradă stau eu. Da, stați să-mi pun ochelarii. Da, să vedem. Așa. E vorba de stradă? Da. Pe ce stradă locuiesc eu? Păi dumneavoastră nu locuiți pe niciun stradă. Locuiți în comuna și în județul. În județul Baia Mare? Acolo sunt născut. Stați, iertați-mă, da. Da, dar nu am stradă. În Baia Mare sunteți născut? Foarte interesant. Da, nu-i subiectul nostru. Județul Bacău, sat Balcani, comuna Balcani. Punct. În 2020 am mers cu laptopul în Consiliul Local și am citit domnului primar un mesaj de la un cetățean care locuia în Elveția și i-am explicat că lipsa străzilor de pe cărțile de identitate e o problemă pentru oamenii plecați în afară, că e foarte greu să te duci într-o țară europeană și să explici că tu nu stai pe nicio stradă. Adică, v-am spus, e evul mediu. Păi bun, și domnul primar a spus că mint, că noile buletine vor fi cu stradă. Vedeți, l-am schimbat anul trecut, în 2023. Nu am stradă. Pentru că, la fel, lucrează de nu știu câți ani la nomenclatorul stradal. Asta întrebam, v-am să spun, un nomenclator stradal, iertați-mă, se poate reactualiza și e clar că se reactualizează. Poți avea, într-adevăr, să nu exagerăm, se poate întâmpla ca temporar să nu ai... Temporar, nu avem. N-am avut niciodată stres. Cum adică, mai sunt cetățenii în comuna Balcan care au
trecut pe cartea de identitate, ceea ce aveți și dumneavoastră? Păi majoritatea nu au stradă, că nu avem. Abia acum se lucrează la nomenclatorul stradal. Bun. Și apropo de nomenclatorul stradal, mai avem o problemă, că revenim la ce am spus mai devreme. Faptul că nu sunt de acord cu tine nu înseamnă că nu te urăsc, că eu te urăsc. A venit cu niște propuneri domnul primar de nume de străzi și bineînțeles că a venit cu sugestii de personalități care au trăit în Comuna Balcani pentru a denumi străzile. Un lucru de care eu sunt foarte mândru este tatăl meu, care a fost pictor bisericesc, care a decedat din 2007, și i-am adus la cunoștință faptul că eu cred că un om ca el este o onoare pentru o comunitate cum este Comuna Balcani și ar merita o stradă după numele dumnealui. Și vreau să văd și eu dacă va lua în considerare acest lucru, pentru că eu cred că va fi destul de greu pentru el să accepte că tatăl meu este un om care merită o stradă. Că e un pictor care a fost recunoscut de Patriarhie, care a făcut 30 și ceva de biserici, inclusiv biserica Protopopiatului din Moinești este pictată de el, catedrala din Baia Mare, mă rog. Și domnul primar toate lucrurile le tratează așa dictatorial și cine nu este cu el este împotriva lui. Dar dialogul nu-l acceptă. Credeți că acest stil dictatorial, pe care dumneavoastră numiți dictatorial, poate doar un stil mai ferm, așa, nu știu să zic, dacă domnul nu ne spune domnul Luca, am încercat să aflăm. Poate doar un om mai ferm, în principii, așa, în poziții. Apropo, din câte am înțeles, e coleg de Breaza, zic cu dumneavoastră, e tot profesor și dumnealui, așa am văzut trecut pe site-ul primăriei, am spus că este profesor titular. De ce râdeți? E așa am văzut titular? Pe... Scrie peste, dom'le, dar dau pe site, adică eu nu glumesc, dacă așa scrie, așa... Minciuni oficiale. Nu cum adică minciuni oficiale? Eu nu știu să fi dat domnul Luca vreo titularizare vreodată. Domnul Barna, acum, deci eu înțeleg că, cum să spun, poate vreți să minimalizați dumneavoastră, intru acum. O să mă interesez să vedem în ce an a dat titularizarea. Eu vă spun ceea ce scrie eu, abar nu am, am crezut că am luat... Și dacă ar fi profesor titular, ar trebui să aibă rezervat postul undeva, unde are postul rezervat? Da, uite, asta chiar nu era în calcul și dacă era chiar, dacă era un caius bele, o verificam, dar problema este efectiv conducere și personal. Numai o secundă, uite, profesor titular, Luca Vasile. Nu este da, titular nicăieri, a predat o lună în învățământ din ce știu. Salvez și pagina, da, da. A avut niște ore la suplinire, vreo lună de zile sau două. Deci titularizare exclus să fi dat vreodată domnul Luca. Nici nu cred că știe ce e aia titularizare păi sau în ce perioadă se dă. Și, da, acum nu v-aș sfătui, sincer, acum nu mă luați numele, nu m-aș sfătui să fiți ironic dacă chiar nu e așa sau nu știți dacă... Eu cred că știu destul de bine ce spun. Nu. Dar îl invit să ne facă cunoscută data, anul în care a dat titularizarea. Că se poate verifica dacă a dat titularizarea. Categorii, categorii. Bun, hai să spunem că, deși nu poți să te lauzi, cred eu, dacă ești un om serios cu ceea ce nu ești. Dumneavoastră spuneți că nu e profesor titular. Nu. Nu a fost niciodată, din ce știu eu, titular. Deci vreau să te-ți profesor. Eu am luat o titularizare în 2010 sau 2011, nu mai știu, sau 2009, nici nu mai știu când am dat, și am luat cea mai mare notă din județul Bacău. Că de aia am ajuns titular la Spiru Haret la Moinești. Ați luat cea în mai baza mare notei. Da. Da, când am fost anul respectiv am luat cea mai mare notă din județul Bacău. Bun. Iată, nici nu ne duce, unde poate să ducă o discuție. Eu te stau și mă gândesc acum, stai o secundă, că zici că nu e important, dar dacă nu ești profesor titular și treci profesor titular, avem o problemă. Adică mă gândesc cum poți să conduci o comună dacă nu. Bun, mai aveți un viceprimar aici, Hristu Vasilică, v-am scris, știu așa, din acum 30 și ceva de ani. Da, bun. Voiam să vă întreb de faptul că e ușor a critica. Domnul Barna, dar spuneți dumneavoastră, ce să cum ați face? Da, cum ați face dumneavoastră? Pentru că eu admit că aveți dreptate. Corect. Da? Și ușor de verificat și nu cred eu chiar ne-ați prezentat date, e gaz și nu e gaz, e la primărie, nu e cutare.
Asta cu profesorul vedem, e ușor de verificat. Dar, dumneavoastră, sunteți consilier, sunteți în politică de ceva timp totuși. 2016. Da? De 2016. De fapt, da? Eu am candidat independent prima dată în 2012. Ați candidat independent? Da. Okay. În 2012 v-am spus că am candidat independent, tocmai pentru că revenind din străinătate după câțiva ani, am observat că în comună nu se schimbă mai nimic decât lucruri superficiale și, cum am pomenit și mai devreme, nu mi se pare normal să te lauzi cu niște chestiuni care sunt scrise în fișa postului. Este exact ca și cum un profesor s-ar filma și s-ar poza pe Facebook că, uitați, domnule, am intrat la oră. Cam așa e domnul primar. Orice realizează în comună se pozează, dar în fișa postului ce scrie? Doar să încaseze salariu? Eu cred că are și niște obligații pe lângă toate meritele pe care crede dumnealui că trebuie să le aibă. Păi, m-ați întrebat ce se putea face. Da, eu i-am dat mură în gură din 2012 și aveți cuvântul meu, chiar mi-a fost la un moment dat teamă că va prelua din aceste idei ale mele. Păi, în primul rând, scăparea oricărei comunități din România este și cât va mai fi, nu știu, cât vor mai exista aceste fonduri europene. Toate comunitățile care s-au dezvoltat în România s-au dezvoltat accesând bani europeni. Și i-am pus pe tavă ideea aceasta încă din 2012. El putea crea un departament pentru accesări fonduri europene, inclusiv pentru a sprijini tinerii care vor să se întoarcă din străinătate și să facă o mică afacere în localitate, să acceseze mai ușor fondurile europene. Pe urmă, putea să înființeze o zonă acolo, în comună, că avem o grămadă de teren pentru industrializare, pentru atragerea micilor întreprinzători, investitori. Lucru care nu l-a făcut. Singurele locuri de muncă în comuna Balcani sunt la școală și la primărie. Și domnul primar profită maxim de acest lucru. Pe urmă, de ani de zile îi spun că ar trebui să sesizeze și să forțeze organele competente pentru limitarea traficului rutier pe DG156A. Pentru că n-avem un trafic infernal acolo. Pe urmă, putea să facă o zonă de trafic pietonal. Noi nu avem trotuare, domnule, în comuna aia. Dacă veniți în Balcan, chiar vă rog să veniți. Nu există trotuar sau nu există trotuare pe aici, pe acolo? Nu există. DG156 nu are trotuare decât vreo 500 de metri într-un singur sat în Frumoasa. În rest, nu ai pe unde să mergi. Deci dacă tu, ca persoană, vrei să o iei la picior din Ludaș, din Balcani și în Frumoasa, mare parte din Frumoasa, nu ai pe unde. Trebuie să mergi prin șanțurile alea, care nici alea nu sunt decolmatate. Pentru că ajungem și la decolmatarea păraielor și îndiguirea lor. Am filmat acum 4 ani de zile un stâlp căzut într-un pârâu în Ludaș, care nici în momentul de față nu este luat de acolo. La fiecare episod din ăsta de precipitații mai sever, că vedeți, se schimbă clima și când e prea cald, e prea cald, când plouă, plouă. Și am avut inundații în iunie 2019, ne-au măturat puhoaiele. Și dumnealui nu face nimic. Când avem câte o problemă cu inundațiile, spune că nu ne putem pune cu puterea lui Dumnezeu, dar stă în puterea noastră să prevenim cataclismele astea. Și ce putea să mai facă? A făcut, de exemplu, câteva terenuri de sport. Eu i-am spus că ar fi fost mult mai bine pentru comunitate să acceseze fonduri europene pentru o bază sportivă. Pentru că baza sportivă mai poate fi... Mai exista finanțare? A existat linie de finanțare pe așa ceva. Deci știți că au fost comune care au făcut. S-au făcut terenuri de sport
bă, unde nici nu era cazul, bun, era, exact. Dar a fost din finanțare, asta zic. Și bază sportivă poate ține de locație pentru tot felul de evenimente pe tot parcursul anului. Are tribune, o poți folosi la tot felul de evenimente, nu a accesat. Dumnealui vă poate răspunde de ce, că eu îi le-am dat pe tavă toate. Domnul meu, eu pe urmă, voi adresa aceste întrebări chestiune, și în scris. Dacă da, mă lăsa să termin, da, sigur. De pe jur. Pe urmă, nu i-am, spus, i-am spus în repetate rânduri, da. Vă rog să veniți dacă aveți curiozitatea într-o zi de muncă și să încercați să parcați în fața primăriei. Nu poți parca în fața primăriei pentru că e plin de mașinile angajaților. Nu ai unde. Și ar avea spațiu să amenajeze parcare, dar nu vrea, pentru că e ideea propusă de mine. Pe urmă, nu când ai... Stați o secundă, treceți foarte repede, vă spun. Dumneavoastră, probabil le-ați notat în timp sau sedimentat, nu, s-au sedimentat acolo și sigur că e firesc să le răbuviți așa, dar pe noi, din afară, ne interesează. Deci că ideea și la o parcare, adică există această ambiție locală, domnule, stai că e parcarea... Da. Păi, dar este un proiect al dumneavoastră pe care l-a acceptat? Da. Unul mic, mare, nu știu. Da, dar și afară... le-a asumat, fără să recunoască că sunt de la mine. Digurile din beton. Până am ajuns eu în Consiliul Local în 2016, da, toate digurile erau făcute din plasă din aia de Buzău cu bolovani. Și am spus că e o bătaie de joc și în secolul în care trăim ar trebui să le facă din beton, că nu mai face nimeni așa ceva. Și a început să facă diguri din beton. Dar n-a recunoscut niciodată că e ideea mea. La fel cu ghișeu.ro, cu plata online, la fel cu monitorizarea video, care eu am pus-o și în programul de campanie în 2016 și am spus că ar trebui monitorizată comuna cu camere video și să desfințeze poliția locală. El a ciuntit acum proiectul, l-a înjumătățit, că a accesat proiect pentru linie de finanțare pentru proiectul cu monitorizarea comunei cu camere video, dar poliția locală probabil că va rămâne să bată bondarii pe acolo prin comună, că nu știu ce fac. Și nu mai spun că de ani de zile i-am repetat pericolul pe care îl prezintă câinii vagabonzi prin curtea școlilor. Eu am 3 copii. Toți sunt la școală. Se văd. 3 copii aveți? În sat acolo. Da. Mari, mici? La fel. Mititei deocamdată, dar nici chiar așa de mititei. Fetița cea mai mică, Mezina, azi am plinit 6 ani. La mulți ani, la mulți ani. Cum mulțumim, o cheamă? Mulțumim, Ilinca Elena. La mulți ani, Ilinca, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate. Am plecat la mijlocul petrecerii ca să ajung aici la dumneavoastră. Dacă era domnul primar aici, sunt convins că și dumneavoastră ar fi urat tot așa. Așa. Sunt convins, pentru că sunt lucruri care nu trebuie să ne despartă indiferent de... Și cea mai mare fată are 13 ani aproape. Va împlini acum și ca 13 ani. Să vă trească, Doamne ajută. Sunteți un om, să știți, norocos, deși norocul are o... În creștinism are o conotație mai puțin... Păgână. Da, era... așa este, știți, dacă sunteți fiul de zeu de biserică. Noroc. Da, norocul nu e de la Doamne, Doamne, ci... Da, dar da, m-am exprimat, da. Sunteți un om, zic, împlinit aproape, da. Binecuvântat. Trei copii. Binecuvântat, ăsta e cuvântul, iată, sunteți... Da. Se vede că aveți educația aceasta în familie. Bun. Deci proiectele dumneavoastră au fost, inițiativele noastre au fost, au fost preluate și nume propriu, manu propria de actualul primar. Pe urmă, Luca. Știți că proiectul ăsta financiar în care suntem acum este, are un supranume, așa, Europa Verde. Că da, sunt da, foarte ușor de accesat bani care duc la înverzirea planetei. Și vorbim de piste de biciclete, capacitate de producere energie din surse regenerabile și așa mai departe. Foarte ușor s-au putut accesa și vedeți tot felul de localități. Moineștiu a făcut piste de biciclete, a accesat fonduri. La noi i-am spus când era în perioada în care putea face proiect. Deci 2020-2021, nu i-am zis acum. Domnule, ai posibilitatea,
Avem terenul, avem un deal acolo care stă degeaba, care e dintr-un lut pe care nu crește decât iarbă. Fă un parc de panouri fotovoltaice, pentru că ne ții cu curentul stins. În Comuna Balcani, după ora 11 seara, se stinge iluminatul public, că n-avem bani să-l plătim. Stop din curat. Nu, stai puțin. Cu cuvântul meu, dacă am avut vreodată de ani de zile o chestiune atât de, să zic, stai mă, să-mi revin, eu ascult, zic, băi, o poveste e suprarealistă sau... Cum după 11 noaptea, dumneata vorbește... Se opresc luminile. Toate luminile? Tot ce înseamnă iluminat public. În comuna vecină Tazlău nu, în comuna Pârjol nu, rămân aprinse, în comuna Balcan se sting. Dar de ce de la 11 și nu de la 12? De ce nu la 10? De ce nu la 9 seara? Că face economie, na, poftim. Vă spun eu de ce. Pentru că domnul primar a catadixit din 2016 până în 2020 să facă economie de la iluminatul public, dar să bugeteze și să plătească un post de administrator public care nu a făcut nimic pentru Comuna Balcani și din 2020 până în 2024 a bugetat un post de consilier personal. Acolo-s banii comunei. De-aia stinge curentul, că dacă n-ar fi posturile alea, ar rămâne cu surplus la buget. Cât poate veni curentul pentru iluminatul public. Dar domnul primar are polițe electorale de plătit și are alte priorități. Da, asta chiar e interesant, adică prefer să lași comuna în beznă după o anumită oră ca să angajezi doi, dacă o fi adevărat. Acum, păi asta e adevărat, spune. Eu nu vorbesc. Poate nu sunt bani, poate comuna nu are bani, nu neapărat că a angajat doi... Păi, din moment ce... Din moment ce are bani, posturile astea nu au existat. Deci postul de consilier personal al primarului nu a existat. Asta nu, dar are voie cineva să angă... Pot fi posturi utile. Acum, păi, bă, o să mă contrazic să spuneți că nu sunt proiecte și atunci păi, nu sunt realizări. Și unde la sunt realizările? Adică la acela consiliat, nu asta vezi? Păi unde e schimbarea? Că... L-am sunat din nou pe domnul Luca. Da, nu vrea să răspundă. Uite, și ăsta era un subiect. De ce lăsați domnul Luca Comuna Pântuneric? Pentru posturile alea? Spuneți da sau nu? Știți cum... Asta spune dumneavoastră. Eu nu pot să cred așa ceva. Mi se pare că depășește, mă rog, apropo în termenii de noaptea minții, da? E noapte, beznă, iluminat. Nu pot să cred. Da? Da. Eu sunt super convins că și asta se poate. Dacă din noaptea asta, după 11 noaptea, va fi lumină în sat, se făcu lumină în sat, fiat lux, cum ziceau strămoșii noștri latini, înseamnă că domnul primar ne auzi. Dați-le, domnule, lumină, nu mai suntem în timpul lui Ceaușescu, domnule. Dați-le lumină, că de-aia trăim în secolul acesta în care, iată, sunt proiecte, sunt... Ieșiți din bezna evului mediu. Pe urmă, tot a fost o glumă, desigur. Tot pe fonduri europene se putea face, având în vedere distanța, ați spus că e departe de Bacău, dar suntem departe și de Moinești, 30 de kilometri. Suntem departe de... Să se departe de multe lucruri. Așa. Putea să acceseze fonduri europene pentru un centru de permanență. Pentru nu dumneavoastră, comuna, am vrut comuna. Să spun. Comuna e departe da, de nu dumneavoastră personal. Deci putea să... A avut linie de finanțare pentru centru de permanență, pentru că în Comuna Balcani avem o problemă cu doctorii de familie. Am avut chiar un caz când un cetățean a murit pe treptele dispensarului, acum un an, doi, trei, nu mai aduc aminte, și nu mai spun de starea jalnică în care se află dispensarele. Am fost anul trecut tot prin luna februarie și am filmat un dispensar unde s-a făcut o renovare în bătaie de joc. Deci domnul primar nu accesează banii europeni. Nu știu din ce motive. O secundă, mi-am să aminte de ceva să nu uit. Spuneți. Că vreau să vă întreb la un moment dat, dar m-ați șocat cu niște chestiuni. Dumneata ai filmat în urmă cu un an, doi, ceva în primărie acolo legat de, nu știu ce făceau angajații primăriei? Era, a apărut și pe poste naționale, era ceva da. Legat de, făceau manicura, pe, da. nu mai rețin da. Exact, da. Dar acum am avut așa un flash și mi-am să aminte de chestia asta. Deci la Balcani a fost asta, că nu da. Mai am sigur. Eu sunt vinovat. Așa, eu... ce a fost dumneavoastră acolo, că ați făcut rating? Ce a fost? A fost o poveste care s-a interpretat un pic și greșit acolo. Pentru că eu am vrut să scot în evidență faptul că acolo primarul nu știe de capul lui. Eu n-am avut nimic de a face, n-am avut nimic și nu am nimic împotriva angajaților primăriei. Pentru că suntem oameni și peste tot angajații primăriei, angajații unei instituții,
mai iau o pauză, să mai dau cu un parfum, mai beau o cafea, este omenește. Okay, dar nu-i normal, da, tu, ca primar, să nu știi ce se întâmplă în ograda ta. Adică? Și când spun că nu știe de capul lui, se poate vedea pe filmare, că e și acum pe Facebook. Am intrat, eu nu m-am dus, atenție, eu nu m-am dus după ce am găsit-o pe doamna acolo, de ce zic că toată lumea a interpretat-o că are ceva cu angajații primăriei. Eu nu m-am dus după ce am întrebat-o pe doamna ce caută acolo la niciun angajat al primăriei. Eu m-am dus la domnul primar și l-am întrebat, domnul primar, știți ce se întâmplă în sala, în sala unde facem noi ședințele de Consiliu Local? Și prima dată a spus că nu știu. Pe urmă a zis că nu mă interesează. Pe urmă și-a schimbat declarația spunând că de fapt știa de la doamna secretară că l-a anunțat. Pe urmă s-a trezit, bineînțeles, a doua zi s-a trezit să declare că el de fapt era în concediu. Dar era în birou. Deci vă dați seama ce primar... cum să-i spun, da, a fost ce, un, ce, da, ce primar îmi scapă cuvântul dedicat avem, care și în concediu stă în biroul de primar. Deci omul minte, omul minte, și eu asta am vrut să scot în evidență, faptul că el nu știe ce se petrece acolo și nu e ok. Da, am încercat puțin să prezentăm așa într-un aproape un ceas, situația din Balcan, care, repet, este o situație, zic, similară multor comune din zona asta estică a țării și mai ales din zona noastră de aici. Și cred că identificăm hibele ușor, ușor, faptul că într-o comună îmbătrânită cu o populație tânără plecată să muncească în străinătate, în momentul în care poți jongla cu câteva sute de puține voturi, nu-ți pasă efectiv ce se întâmplă, dar eu aș face un apel și către conducerea partidului, da? În momentul de față chiar al PSD, pentru că, doamne, într-adevăr, contează la economia generală în județ câteva sute de voturi, dar cu așa sute de voturi mai bine lipsă. Mai bine luați un tânăr, creșteți-l, un tânăr, el, altul și așa mai departe, dar ideea este că, chiar dacă vă e, cum se cheamă, e la alt partid, da? Nu știu, și așa se preconizează, nu știu ce alianțe, nu știu ce chestiuni pe care o să le discutăm într-o emisiune viitoare. Dar ideea este că, domnule, dumneavoastră acum, care sunt aliații dumneavoastră? Ca și, eu vorbesc cu dumneata în calitate de consilier local, da? Ca să fiu clar. Nu e campanie, asta nu sunt, e emisiune, da, electorală asta. Cui vă adresați? Căror cetățeni? Și celor trecuți de prima tinerețe, să spun, și celor tineri sau celor cu precădere, celor din localitate, vecinilor, prietenilor noastre în localitate, celor din afară, care vin poate anual, poate vor veni, de ce nu, ar fi o chestie foarte interesantă ca cei din afară să cheltuiască 100, 2, 3 de euro, abar n-am cât, și să vină fix când vor fi alegeri și să voteze. Dacă știi din străinătate că tu faci, poți să faci schimbare, ar fi colosal să o faci, deși nimeni nu-ți va da un premiu, nimeni nu te va pomeni undeva, dar poate e bucuria sufletească. Și conchid cu întrebarea. Domnule Barna, poate vă adresați chiar și celor din angajaților din primărie care ar vrea să muncească mai eficient și poate, cine știe, le jenă că nu fac ceea ce trebuie. Cui vă adresați dumneavoastră? Tuturor. Și dacă îmi permiteți să fac niște precizări. Ați pomenit de PSD la nivel de județ ca partid. Aici nu vreau să atac sau să fiu ironic, dar mi-am adus aminte în timp ce vorbeați de Petrețuțea, care spunea cu stânga nu poți să-ți faci nici cruce, dar pe să conduci, no, o comunitate. Nu, no, pot. Nu. Hai să vă spun o chestiune. Nu sunt de acord cu această chestiune. Sună frumos, sună așa metaforic, dar nu cred că chiar potrivită în context. Și dacă îmi dați voie, domnul profesor, domnul Țuțea, din punctul meu de vedere, a mai avut și câteva exprimări pe care le cunosc. Când plăceau în adolescență, nu prea le mai găsesc așa. Nu prea. Bun, asta e altceva.
putem discuta la infinit, dacă vreți să continuăm pe zona filozofiei românești de după al doilea război mondial. Dar de ce spun tuturor? Unde am vrut eu să ajung cu chestia asta? Că asta e mai important. Am vrut să ajung inclusiv electoratului de stânga. Mă adresez. Bun, asta e altceva. Deci inclusiv electoratului de stânga. Tuturor, pentru că eu nu știu cât timp vor mai putea tolera situația în care trăiesc oamenii din comună. Deci nu reușesc să înțeleg cât timp vor mai tolera cetățenii din comuna Balcani această, nici nu știu cum să-i spun, această situație care se... Ajutați-mă cu un cuvânt, care se desfășoară în comuna Balcani. Deci care în momentul... se perpetuează. Exact, care se perpetuează în comuna Balcani. Și nu vreau să înțeleagă cetățenii rău mesajul meu, dar exact cum a spus și dumneavoastră, cei din diaspora cred că prin investițiile pe care le-au făcut în comună, prin infuzia de capital și prin rădăcinile pe care le au în comună, pot să creeze o mare surpriză, dacă vor. Și exact cum a spus, problema este că nu vor primi niciun premiu, va fi o satisfacție personală pe care o vor avea, că au schimbat lucrurile. Dar, sper să... N-au ei nevoie de premiile din Balcani. Oamenii cred că au alte... Exact. Sper să conștientizeze faptul că dacă în 24 de ani, mesajul cu care am început, nu s-au schimbat lucrurile pe măsura așteptărilor lor, nici în viitor nu cred că se vor schimba cu aceiași oameni. Pentru că da, Einstein zicea în felul următor, să faci același lucru zi de zi, dar să ai așteptări diferite, este definiția nebuniei. Nu vreau să fac nebun pe nimeni, dar n-ai cum să ai așteptări diferite de la aceiași oameni după 24 de ani. Bun, ok. Ideea este că, știți, există o jumătate plină a paharului în sensul că oamenii aceștia tineri plecați în afară, care au legătura permanentă cu părinții, cu bunicii, care trimit bani, care practic au susținut și susțin mare parte din economie, mai ales în situații de criză, și dacă nu erau banii ăștia miliarde, cât or fi 3 miliarde, spun unii, mai mult, mai puțin, ne prăbușeam cu totul în cap, ne duceam în cap direct. Ei, dacă eu sunt ferm convins că acești oameni discută, trebuie să vină, ar fi ideal. Facem o crucea de... Dar, măcar cu poți face presiune. Asta vreau să spun, ei își vor spune la un moment dat cuvântul, ori cuvântul lor nu mai poate fi îngrădit. Nu mai poți, bă, la n-ai cum să-l mai oprești. Și aici e speranța în schimbare. Eu mi-am făcut din misiunea mea de consilier o datorie și față de acești oameni. Pentru că cei din diaspora am observat că mă susțin și sunt de acord cu ceea ce spun într-un procent foarte mare. Și tocmai de aceea fac live-urile pe care le fac din ședințele de Consiliu Local și încerc să-i determin să conștientizeze că, într-adevăr, schimbarea stă în mâinile lor. Pentru că, matematic vorbind, cu ceea ce avem în acest moment în Comuna Balcani, prezență la vot, este aproape imposibil să câștigi. Deci suntem pe muchie de cuțit. Este foarte greu. Bun. Și dacă ei cred că merită un efort pentru a schimba viitorul comunității din care se trag și în care, repet, au investit și vor să se întoarcă, stă în puterea lor să o facă. Cu siguranță. Domnule Barna, vă mulțumesc, îmi pare rău sincer că nu ați avut... Am avut emoții, m-am pierdut de câteva ori. Nu ne interesează, sincer, stați de și noastră, e important, emoții avem cu toții, trăim cu ele, suntem într-o mare de emoții. Nu, voiam să spun că îmi pare rău sincer că nu ați avut companionii cu care trebuia să aveți un dialog adecvat, care să vă răspundă, dar niciodată nu e prea târziu.
putem oricând să avem acest dialog și v-aș ruga să avem acest dialog, pentru că eu cred că doar așa, repet, și am să repet până la capăt, doar așa putem pe bune, în sensul real, fără metaforă, da? Real, 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 cu picioarele pe pământ să schimbăm ceva. Dom'le, mi-e rușine să spun cine sunt. Mi-e rușine să spun că sunt tractorist sau că sunt profesor, că nu sunt nu știu ce. Care-i problema? Lumea nu caută neapărat pedigriul și diploma. Caută să fii gospodar, să-ți faci treaba. Asta e important, până la urmă. Dar fii, ai curajul ăsta răspunderii, mai ales dacă ai câștigat și de mii de mandate atâția bocăruțe de vină și spune oamenilor. Stai cu ăsta, cu persoana, scuzați-mă, cu cel care te critică. Dacă o face elegant, eu de asta sunt aici. Dacă nu o face elegant, dacă nu are argumente, dacă nu o face civilizat. Bun, acum permiteți-mi mici ironii și mici glume, pentru că nu poți să te abții în momentul în care nu stă în comună, se închide lumina la ora 10, la ora, mă rog, ora 11 sau când. E incredibil. Da, mă rog. Sper să avem acest dialog, domnule Luca. Trebuia să... N-am apucat, că am fost plecat din țară. Așa. M-au sunat cetățenii zilele trecute. A fost un pic de zăpadă prin comună și a fost patinoar pe toate străzile, pe strada Schitului, pe strada Bisericii, la piață. Nu se putea ieși cu mașina. Dezastru. Au trecut cu tractorul cu o lamă așa superficial ca să scoată ochii oamenilor că au trecut. Deci lucrurile sunt făcute așa. Deci mai putea face o emisiune, da? Eu lehamite, v-am spus. Această lehamite, era un titlu de film. Această lehamite, nu? Parcă așa-i zice, era un titlu, da. Un film românesc. Da, mulțumesc, domnule Ciprian Barna, vă aștept și sper, nu doar singur de data viitoare, în dialog cu cetățenii județului, nu doar al Comunei Balcani. Toate cele bune vă doresc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, domnilor, și vă doresc o noapte liniștită. Mulțumesc și eu de invitație, o seară bună.